Bună seara și bine ați venit la webinarul Analiza Vieții de astăzi. Pentru început să-mi spuneți doar dacă suntem în regulă cu sunetul, ca să putem începe. Ok, mulțumesc pentru confirmare. Intrăm direct în grafice. Radu să se ocupe mâine mai mult de partea fundamentală, de indicatori, de după Fed, să spunem așa. Noi ne uităm astăzi la perspectivele din punct de vedere, la perspective din punct de vedere tehnic. Avem ca de obicei barometrul riscului SP500 și euro-dolar ca principale repere. Pentru că mulți participanți obișnuiesc să se alăture ceva mai târziu, este și motivul pentru care încep cu SP500 și observăm un lucru interesant, sau mai multe lucruri interesante aici. La prima vedere, pe termen lung, probabil că suntem într-un val 4 care ar putea sau nu să fie finalizat. A spune că nu ar trebui să fie finalizat aici și ceva mai jos. Nu a corectat indicele nici măcar 25% din trendul principal, deci avem de a face cu o corecție slabă, care corecție, dacă vă uitați puțin în trecut, și anume în 2011, când am avut o corecție intermediară la același nivel. Sunt foarte multe similitudini și mă refer aici, da, la faptul că, iată, ambele corecții au arătat un minim la 14 săptămâni și la aproximativ undeva spre 300 de puncte. Am văzut noi și o să vedem imediat pe graficul daily, am văzut data trecută că de fapt este un square de 144 de zile cu 288 de puncte. Asta s-a întâmplat și atunci. Am avut un minim la 96 de zile și un nou minim la aproximativ 144 de zile. Iar în puncte ne-am dus undeva puțin sub 200, sau mă rog, cam undeva pe la 288 de puncte. Iată, surprinzător pentru acest indice, ciclul 244 de zile lucrează destul de bine și evident în relație cu prețul. Cam asta avem și acum. Chiar și din punct de vedere, iată, dacă ne uităm la pattern, cam același lucru s-a întâmplat. Am avut un maxim secundar, un micuț pattern de distribuție, da? Am aglomerat eu sus acolo puțin lucrurile, dar iată, un micuț pattern de distribuție. A fost un triplu top, un head and shoulders, cum vreți să-i spuneți, un range aici sus, o consolidare. Și am avut acest minim, acest square, 140 și inițial a fost 96, dar care prefigura de fapt un minim la 144 și 288 de puncte. Cam asta a fost corecția din 2011, corecția de natură intermediară. Probabil valul 2, urmat de un val 3 foarte, foarte puternic, un val 4, am putea spune, și cel mai probabil scenariu ar fi să avem un val 5, în condițiile în care mișcarea ascendentă nu arată acolo un vârf pe top, un pattern larg, o epuizare, o distribuție practic. Și atunci mai probabil să avem de-a face cu un scenariu oarecum similar. Din acest punct, sau poate mai jos, printr-un minim secundar sau printr-o continuare cu un nou bloc, ar putea să continue și să se ducă chiar și undeva sub acest minim, adică să ducă undeva spre 1700,
Și de acolo putem avea o corecție și o astfel de mișcare la prima vedere, da, rămâne să vedem dacă se va întâmpla sau nu. Ar fi tot ca o. Am privit eu tot ca pe o corecție și am căutat un bounce din zona critică de suport. Ar fi ceva, într-adevăr, ar fi deosebit să vedem o astfel de corecție repetată și la acest nivel. Seamănă foarte mult, seamănă destul de mult. Dacă ne uităm chiar și pe graficul daily. La fel s-a întâmplat și în trecut, iată, am avut un spike, o tentativă de revenire împotriva spike-ului, un declin, un minim marginal și apoi reluarea trendului ascendent. Cum am spus, liniile de trend sunt o posibilitate în acest caz și la prima vedere observăm și tragem această concluzie. Posibil să fim în valul 4, avem o corecție slabă care ar putea să mai continue, dar din cel mai probabil ar rămâne la acest stadiu de corecție și ar trebui să urmeze un val 5, care ar putea să eșueze. Uneori valul 5 mai eșuează la nivelul valului precedent, dar s-ar relua, la cel mai probabil s-ar relua trendul ascendent. O să trecem pe graficul daily acum că am lămurit aceste lucruri și observăm din nou motivul pentru care scenariul meu preferat în ultima perioadă a fost acesta, a fost un maxim marginal peste această rezistență și sub această linie de fostă de suport a zonei de consolidare, urmat de un declin. Nu-i doar o chestiune de preț, și anume de această rezistență care vine și ea, după cum știți, la 144 de puncte, dar dacă pornim de aici din maxim, în 140 avem 48 de zile sau 1 pe 3, 96 de zile sau 2 pe 3, 144 de zile. Iar ca preț, aici avem 288 de puncte și aici 144 de puncte. Mai mult de atât, avem chiar și un alt ciclu destul de puternic. Avem 90 de zile cu maxim secundar, ceea ce s-a întâmplat și în 2011, 120 de zile. De aceea am urmărit aici un maxim marginal, pentru că aveam și timpul, aveam și prețul. Și în general, când urmărim nu știu, un fel de triunghi, atunci acesta ar fi scenariul. Acum trebuie să găsească o continuare. Am avut o zi puternic descendentă. Aș vrea să văd o tentativă palidă de revenire, un minim descendent. Nu avem aici minime descendente, ar trebui să avem un minim descendent și o continuare. Acesta ar fi scenariul principal. Dar rămânem la ideea noastră, da. Pe termen lung, imaginea este bullish. De ce? Pentru că ar putea fi acesta valul 4. Deci, cădem aici, cădem mai jos. Primul scenariu este că apoi ne va urma o tentativă de o reluare a trendului ascendent. Că se va lăsa cu un maxim mult peste acesta sau cu unul fals. Rămâne de văzut cum se vor desfășura lucrurile. Deci țineți cont de aceste cicluri care sunt foarte, foarte clare din maximul nostru, din 18 mai. Apropo de asta, același lucru și în 2011, corecția a început în mai, tot cam în aceeași perioadă. Și avem mai multe cicluri care ar putea fi relevante. Oarecum, jumătatea, undeva începutul, spre a doua perioadă a lunii viitoare, vom avea un moment important. Pentru mine, scenariul preferat ar fi acesta, ca prețul să-și continue scăderea acum, să lase un nou minim,
să căutăm un posibil bounce dintr-o zonă evidentă de suport, fie el un minim marginal, fie o extensie, adică să se ducă cu blocurile acestea de 288, respectiv 270 de puncte, pentru că sunt destul de apropiate, dar trebuie să le fac cu albastru, roșu sunt pentru ciclul de 288 și de 144 și albastru pentru ciclul de 90. 270 ar fi puțin mai sus, să nu modific pe acesta. Să nu modific pe acesta. Adică poate să lasă un minim marginal, să spunem, aici și să fie recuperat și atunci ar indica un rally imediat sau să continue să se extinde practic această corecție cu încă un bloc. Facem o extensie acestei corecții. Dar sunt mai multe, vedeți, dacă o situație clasică. Scădere, recuperare, revenire cu 50%. Dar în momentul în care facem o extensie, putem să spunem extensie, da, la 150% sau se mai folosește acea formulă. Corecție egalează sau extensie egalează corecție. Adică am o extensie cât am avut și corecția. Pe urmă, tot același lucru este când prelungim, dar putem să avem, să spunem, o corecție 33%, 1 pe 3. Deci putem avea o extensie 133%, încă 1, 3 sau 25%, 25%. Sunt și aceste teorii. Deci acest scenariu vrea să-l văd minim, undeva la începutul, spre jumătatea lunii octombrie și de acolo, dacă nu trebuie să urmeze un rally de, știu, poate fi și limitat la 60 de zile dacă e final sau dacă el va lăsa practic un maxim secundar sau un maxim marginal fals, ar putea fi și de 60 de zile mai slab decât de obicei și de acolo înceapă un trend descendent. Acum rămâne de văzut și ce daune provoacă această corecție trend. Deocamdată îl vedem este pe poziții de forță, avem zona clasică de suport și aici un următor minim ne-ar spune multe despre acest trend, despre mentalitatea care mai există care există în această piață. În general, un rally de epuizare provine după un breakout al unui nivel de suport important. Noi trebuie să genereze ceva, dar un rally, să spunem, un exhaustion rally, o mișcare finală, nu poate să apară așa din senin. Deci apare în momentul în care indicele sau orice trend, orice instrument dă impresia că se prăbușește. Atunci mulți vând și alte multe stop loss-uri sunt activate. Da? Și de acolo, da, dacă încă trendul are încă nevoie de un astfel de rally de epuizare, el de acolo este generat de o tentativă eșuată de scădere sub un nivel evident de suport, cum ar fi acesta, pe la 1800 și ceva. Asta nu înseamnă că nu ar putea să se extindă spre 1700 și vedem din aceste blocuri pe care le avem care este motivul. Deci continuați să urmăriți aceste cicluri relevante care sunt foarte, foarte clare, de 90 și 144, atât în timp cât și în preț, pentru că ne vor da pragurile de suport și rezistență. Au făcut-o și până acum, în ultimele, iată, deja vorbim de 4 luni, probabil o vor face și mai departe. Scenariul preferat, cum am spus, minim, și apoi un rally. Ar fi mai simplu, să spun așa, de tranzacționat. O să trecem la euro-dolar. Euro-dolar. Întrebarea este dacă va profita euro-dolarul de ultima șansă de reluare a trendului descendent. Pe acest subiect am dezbătut și săptămâna trecută și pe parcursul
ultimelor analize, pentru că, după cum vedem, acest grafic chiar este ultima șansă pentru euro-dolar să-și reia trendul descendent. Mă rog, trend descendent. Eu chiar nu cred așa într-o evoluție spre paritate sau ceva de genul acesta. Pare suspect de lungă din punct de vedere al timpului această consolidare. Mă rog, 180 de zile, iată, de corecție, nu să-i spunem corecție intermediară versus 360 de zile de scădere. Cam mult și cam suspect de mult. De aceea mă gândesc că dacă se rea de aici, din al 12-lea ceas, pentru că chiar este al 12-lea ceas, atunci mai probabil va fi o tentativă de testare a unor minime și nu neapărat un trend descendent important, nu știu, care să se ducă sub 1,04, da, și spre paritate, cum se mai vorbește. Pentru că nu am văzut evidențe așa mari sau panică pe această. Din contră, chiar am văzut semnale, oarecum semnale că se și acumulează. Acum să vedem. Au avut un mini rally după ședința Fed, acoperită imediat, reversal, care a găsit continuare și în aceste condiții prima probabilitate, primul scenariu ar fi că euro-dolarul ar încerca să profite de această ultimă șansă, ar putea fi o respingere din această zonă de rezistență importantă, acest square, mă rog, plus minus 2 zile. Poate fi o testare cu succes a spike-ului precedent, pentru că asta se întâmplă după un spike. Vine o testare, o corecție împotriva declinului cauzat de acel spike. Declinul a fost rapid, ascensiunea nu foarte rapidă, un rally reversat și asta, iată, dacă nu știu să încerc să. Da. Avem deja un minim descendent după acea corecție, sub minimul precedent, după corecția de 2 zile, dar a stabilit un minim. Și acum vedem că prețul depășește acel minim. În cazul în care eșuează, dar cum am spus în acest moment, pentru că a găsit continuare astăzi, a spune că nivelul 1,09 ar putea fi retestat, este mediana acestui range. Asta ar însemna 450 de pips din punctul cheie de rezistență. Un cheie care este foarte, foarte clar aici, evidențiat. Am evidențiat minimul, ce înseamnă aceste puncte, dar cred că este clar, minimul 360 cu 3600 cu 360 și apoi această corecție intermediară extinsă, da, de 180 de zile cu 900 de puncte. Aici este contradicția, puțin ca preț, mult ca timp. Aici este dezbaterea aceasta de acest punct. Dacă ar trece de această zonă și nu ar arăta o vibrație în această perioadă și în acest punct, atunci ar fi foarte clar că s-ar îndrepta ulterior spre 1,22 și anume 50% din trendul descendent. 1,22 ar fi ținta. Dar, după cum observăm, avem reversal și continuare, astfel că
Deocamdată ne indică faptul că am avea o mai probabilă respingere din această zonă și prețul reacționează la acest nivel critic de rezistență și s-ar duce undeva să testeze 1.09, să vedem ce va fi după 1.09. Poate și va extinde range-ul acesta, cine știe, perioadă și mai lungă. M-am spus, eu nu prea cred într-un trend descendent de durată. În cel mai rău caz, pentru euro-dolar, aș crede într-un minim marginal. Și de aici să revină. Ceva de genul acesta. O retestare a minimelor. O să urmăresc și întrebările dumneavoastră între timp. O zonă de acumulare poate fi o zonă de acumulare dacă o privim cu totul. Dacă vă gândiți la cele 180 de zile, atunci poate fi o zonă de acumulare. Și eu mă gândesc tot la acest principiu. Ar fi fost mult mai simplu dacă, într-adevăr, nu aș fi văzut o reacție negativă, pur și simplu un rally, o corecție slabă, astfel susținea mult mai bine acest punct de vedere. Dacă prețul arată o vibrație aici, adică o respingere din rezistență, atunci ne gândim că ar testa niște minime, să vedem care minime, mediana 1.09 sau minimele de la 1.04-1.05. Dar mai mult de atât, la mai mult de atât nu prea mă gândesc acum. Cine știe, poate are loc testarea definitivă. Vă mai aduceți aminte, am tot discutat de Wyckoff, dar poate nu avem încă o testare definitivă a vânzătorilor și s-ar produce undeva în viitorul apropiat și mă gândesc că aici undeva 30 de zile cam ar trebui, după cum am observat pe parcursul acestei consolidări, trend ascendent, corecții mai degrabă, am avut minime și maxime importante la 30 de zile, sub diviziunile acestui ciclu de 90 de zile și de aceea spun că ai luat în considerare undeva jumătatea lunii viitoare, dacă prețul își continuă evoluția descendentă pentru un posibil minim, să vedem unde și la ce nivel va fi el. Mai ales că o continuare descendentă de aici ar presupune că nu a cam rezolvat dilema acestui pattern și ar trebui să testeze aceste minime. Să vedem dacă va fi testarea definitivă înaintea unui trend ascendent sau se va solda cu un breakdown și o continuare. Cum am spus, pare mai puțin probabil pentru că în condițiile date, în ultimul timp, mă gândesc ce le-a luat, dar dacă trendul este descendent, într-adevăr, și se duce spre paritate, ce le-a luat atâta timp marilor jucători să nu intre în piață, au avut atâtea ocazii. Și când se întâmplă asta, nu putem decât să ne gândim la o posibilă schimbare de sentiment și la o posibilă acumulare pe termen mai lung. La faptul că au fost atât de multe ezitări, când au fost ocazii atât de bune, iată la 1 pe 4 timp și preț, pattern rezolvat, am discutat despre el și posibil declin, au fost oportunități în care nu am prea văzut faptul că mari jucători vor să continue acest trend, da, și sunt infuzii noi de capital și capitalul liberat din marcarea profiturilor tot în această direcție ar intra. De aceea mă gândesc mai degrabă la acest scenariu.
Consolidarea nu poate fi mai lungă decât trendul descendent? Nu cred, nu cred. Acum uitați pe eurodolar, da, de eurodolar, vorbim dacă uitați pe graficul monthly, da, o să observați că nu am avut de-a face cu consolidarea atât de extinse, de o durată atât de mare. Fiindcă și trendurile nu au fost campanii de ani de zile, nu, ci trenduri primare undeva la un an sau ceva de genul acesta. De aceea și schimbările de trend au fost destul de rapide, fără pattern-uri largi de distribuție, pentru că nu prea avea ce să se distribuie. Dar priviți graficul monthly. De aceea mă gândesc, dar am avut în trecut o evoluție din aceasta foarte. Există cuvântul acela choppy, dar limba engleză și foarte greu de tranzacționat, că nu ai, pur și simplu, nu ai trend. A fost mișcarea finală, dar era o mișcare finală, dar după un trend ascendent de durată. În cazul acesta avem un trend descendent. Dacă ne uităm pe graficul weekly, am putea spune ar fi un fel de 3-3, 3-3-3. Da, 1-2-3. S-ar duce în jos. Da, să vedem undeva testat. Dacă prețul ajunge la 1,09, ar fi oarecum imaginea unui lower double top sau ceva de genul acesta. Dacă prețul ajunge la 1,09, din punct de vedere al pattern-ului, am văzut de multe ori acest pattern. Din punctul meu de vedere, nu am încredere deloc într-un top sau dublu bottom. Nu cred că e un pattern puternic acela, dar un lower double top este destul de puternic. Adică un lower double top este acesta. LTD se mai. LDT, nu LTD, LDT, lower double top, prețul revine, scade, crește și apoi revine la bază. Și acesta este un pattern mai degrabă de continuare. Vom vedea. Ideea este că în momentul de față, ținând cont de ceea ce avem, de acest square de 90-180, da, sau 25% preț, 50% timp, avem imaginea unei posibile reluări a mișcării descendente spre, cel puțin spre mediana 1,09. Nu prea am înțeles acel comentariu. LDT, păi se formează aici, în top. Practic e o întrerupere, o consolidare urmată de o continuare. Au fost prinși că fixau prețurile. Nu știu, dacă au fost prinși că fixau prețurile, nu e. Eu nu prea mă uit la cine ce făcea, pentru că această chestie este valabilă în orice domeniu de activitate. Nu cred că există în lumea aceasta un domeniu de activitate în care este dominat 100% de fair play. Adică în orice domeniu există interese, nu? Și nu se poate altfel. Este imposibil. Și atunci nu mai prea mult dacă a fost amendat și cine a amendat și cum a amendat, pentru că noi prin grafici ar trebui să vedem ce se întâmplă. Dacă cineva vrea să manipuleze un preț, nu dă așa cu bagheta într-un glob de cristal și face ceva înainte. Plasează bani într-o anumită direcție. Noi ar trebui, asta este și rolul analizei tehnice, nu? Să vedem ce se întâmplă cu cererea și oferta. Asta
De aceea analizăm pattern-ul, nu? Să vedem evoluția prețului, în același timp evoluția volumului. Da? Avem anumite reguli care să ne indice ce fac mari jucători, aceia de care spuneți că vor să influențeze, să manipuleze. Ce ne interesează că vor să manipuleze. Dacă nu ar vrea să facă asta, nu ar fi același lucru. Că cineva, nu știu, plasează 1 milion 10 sau 100 de milioane cu rolul de a manipula sau nu, care este problema? S-ar putea întoarce și asupra lor. Vă aduceți aminte că tot vorbiți aici de amenzi. Sunt amenzi, pe toate bursele sunt amenzi. Nu? Și în televiziune sunt amenzi și absolut peste tot sunt amenzi. Nu? Ăsta e și rolul autorităților în general, să dea amenzi. Nu? Păi dacă n-ar da amenzi, de unde s-ar finanța? Așa că sunt sau nu trase de păr, trebuie să fie și amenzi. Da? Dar de multe ori, după cum vă aduceți aminte, acele cazuri când, cum spuneți aici, de această cârdășie, eu nu știu de... Dacă dumneavoastră știți mai bine de această cârdășie a lor, eu nu cred că noi putem ști sau putem afla așa ceva. De aceea nici nu ne concentrăm prea mult pe aceste lucruri. Haideți să trecem și la alte instrumente. Dacă totul este clar, dacă este clar ce am discutat până acum, oricum am postat astăzi un articol mai detaliat, Time Price Pattern, Euro-Dolar și SP500, termen lung, termen mediu, termen scurt, în care am trecut așa prin toate, prin structură și pare destul de clar, cel puțin pe SP500. Preț, ciclul de timp și poate că volumul l-am luat în considerare. Spunea cineva de DAX. Aici o să deschid și un grafic pentru indicele DAX. Cred că nu... Acel subiect, oricum, puteți să faceți un research, eu nu prea cunosc aceste date și aceste încercări și soldate cu amenzi sau fără amenzi. Ok, deci DAX 30, vă rog să-mi acordați doar 30 de secunde pentru că nu am graficul pregătit. DAX 30 și BTI, nicio problemă, pe acestea le vom urmări. Dacă îl găsești și pe DAX 30, cred că am o problemă cu platforma, în sensul că nu se salvează ceea ce lucrez. Cred că am mai pățit asta cu Windows Vista și văd că se întâmplă acum cu Windows 10. Da, probabil că eu nu setez ceva corect. Cum am mai discutat de atâtea ori, DAX 30 este într-o poziție nu tocmai la fel de puternică precum SP500, în sensul că a avut acea mișcare ce poate fi considerată o mișcare de epuizare, un rally de epuizare. Nu are toate ingredientele. Da, și acest trend poate fi considerat complet
momentul de față și ca, eu știu, structură, pattern. Mai ales că acel minim a fost provocat, iată ce se întâmplă și ce generează un pattern aici, un, să spunem, un head and shoulders top, da? Tentativă falsă de scădere și o rally de epuizare. De aceea, într-o campanie bull, căutăm acele bounce-uri de la nivelul cheie de suport, da? Precum, eu știu, într-un climat descendent, într-un bear market, urmărim acele bounce-uri de la zona cheie de rezistență. Cumpărăm și vindem și, în general, da, prin nivele cheie înțeleg o combinație de timp și preț care ne indică o posibilitate și ulterior ea să fie confirmat de pattern. Adică să spunem că în această zonă avem un nivel important al prețului, fie că vorbim, în general vorbim de proporții și mai puțin de praguri din trecut, de praguri istorice. Avem un suport al timpului, avem un al prețului, avem un suport al timpului, expiră un anumit ciclu de timp, da? Și avem pattern-ul care vine și confirmă mișcarea. Le unim pe toate pentru a construi un setup. La acestea se mai adaugă și volumul. Asta înseamnă practic și o să dezbatem mai mult în luna octombrie și noiembrie, o să reluăm webinarii cu mai multă teorie și cu lucruri poate interesante pe care nu le-am discutat până acum. Asta înseamnă analiză tehnică pură sau cel puțin pentru mine. Timp, preț, structură și volum. Fără indicatori, nu sunt adeptul indicatorilor pentru că este practic. Practic sunt tot datele, dar calculate altfel. Dar cam o medie mobilă, tot din datele, tot din preț este calculată și ea și nu mă avantajează cu nimic. Așa că ne concentrăm pe aceste elemente pe care le avem în grafic și sunt arhi suficiente. Dar cineva mai poate adăuga un indicator sau doi indicatori pentru confirmare, pentru maximizare, eu știu, profitului, ceva de genul acesta. Dar cam atât din punctul meu de vedere, fiecare are strategia lui, timp, preț, structură și volum. Acestea sunt elementele de care eu am nevoie să spun. Și prețul a testat linia de suport și vedem că de data aceasta ceva neobișnuit se întâmplă, da, 20 sau este pe care să se întâmple sau chiar pare că se întâmplă, nu-i chiar finalizat, dar aici, în acest caz, al indicului DAX 30, un nou minim ar arăta foarte, foarte rău, ar genera sau ar produce acea contrabalansare a prețului și timpului, adică am avea la acest nivel o corecție mai mare decât corecția pe care am avut-o în 2011 mai. Și asta ne-ar indica nou faptul că nu prea mai avem cumpărători în piață și creșterea care va urma foarte probabil va aduce un minim descendent.
dacă am mai avea încă o mentalitate de, eu știu, tip buy the dip, ar fi trebuit să o vedem, spun eu. Nu arată deloc bine DAX-ul, cu toate că observăm că păstrează sau este capabil încă să mențină această linie de trend. Rar am văzut, chiar și din studiile pe istoric, pe trecut, să văd o astfel de evoluție, un rally de epuizare care să fie urmat de o corecție care să anuleze practic acel rally și de acolo să urmeze un alt leg-up. Are destul de puțin probabil. Doar că în general, rally-urile de epuizare, avem o mișcare verticală în sus, o mișcare verticală ce este urmată de o cădere și ea, în general, destul de spectaculoasă. E după care urmează o perioadă de consolidare. De ce? Pentru că aici este zona și locul unde se face distribuția banilor. Vă aduceți aminte de pattern-ul pe aur, tot în explozia aceea în sus, o cădere puternică, după care a urmat acea consolidare care de fapt a reprezentat adevărata distribuție a campaniei bull, a trendului principal. Și apoi a urmat declinul susținut. Cum se decad, o să ne uităm și la USD-CAD. O să-l pun peste pentru că nu am atâtea șabloane aici. Și o să ne uităm și la BTI. Haideți că am promis cu BTI. Sper că rezolv până data viitoare problema aceasta cu graficele care nu se salvează. Acum poate mai păți și altcineva pe Windows 10. Nivelul cheie de care am mai discutat. Hai să vedem mai bine pe graficul daily. Așteptam ceva și nu s-a materializat, și anume așteptam un spike în jos. Eu încă l-aș mai aștepta. Pentru mine ar fi acel trigger. Acum, probabil foarte mult se poziționează și long în așteptarea unui continuări după ce prețul a recuperat acest suport. Noi avem o consolidare, așa un range care la prima vedere este suport, probabil că este suport, dar aș prefera să văd ce se întâmplă în cazul în care prețul încearcă să scadă. Aș prefera să văd o revenire. Aici mă gândesc în ideea în care după această consolidare de una, două, de vreo 7-12 zile, multe stopuri sunt acumulate sub 44 și prețul ar fi tentat, înainte să crească, să testeze definitiv vânzătorii. Acesta ar fi un semnal, așa că am încă răbdare cu el. Mi-e teamă din această zonă, tocmai din acest motiv, topul pare scurt, sub nivelul 44, dar destul de periculos, adică nici măcar nu l-aș plasa, dar ar putea să fie o mișcare puternică în jos, cine știe, deși nu prea cred. În general, consolidările de acest gen prelungite sunt singurele care susțin
teoria aceasta a cumpărării unui breakout sau vânzării a unui breakdown, în momentul în care prețul consolidează foarte mult, dar tot nu aș avea încredere, pur și simplu, poate că nu am antrenamentul pentru chestia aceasta, să cumpăr breakout-ul și să vând breakdown. Nu mi se potrivește, poate nu cunosc bine tactica. Și atunci aș vrea să văd semnalul cu care sunt confortabil, pe care știu cum să-l joc și cum să-l interpretez. Pentru că dacă el apare, îmi indică și timing, am mai multă încredere. Prețul încearcă să străpungă, revine peste nivelul 44. Dar deja știu că, nu, s-au activat stopuri, au fost jucători neutri care au vândut, deci am două categorii și mișcarea a fost absorbită de tot volumul acesta. E un volum. Cei care au cumpărat au stopuri, deci ordini de vânzare. Cei neutri deschid alte ordine de vânzare. Se acumulează un număr mare de ordini de vânzare, care sunt absorbite imediat de sub suport, ceea ce e important de cumpărători, de cumpărătorii puternici. Și asta se întâmplă când vrei să acumulezi de fapt. Și pentru mine ar fi semnalul trigger-ul. În ideea în care, dacă prețul a revenit peste zona 44, în momentul în care a avut loc o astfel de tentativă eșuată de breakdown, aș ști că în momentul în care prețul încearcă din nou să scadă, probabilitatea să fie falsă este foarte mică și aș ști să ies cu stop din prima. Dar nu ar fi normal, ar fi normal să urmeze rallyul, pentru că asta generează rallyul. Tu ai multe ordine de vânzare activate acolo. Că sunt, cum am spus, stop loss-uri pe de-o parte, ordine market de la cei care vă străpungerea sau sell stop-uri de la cei care își plasează sub nivele de suport astfel de zone. Și toate sunt declanșate, da? Se declanșează și prețul inițial scade, nu? Pentru că avem vânzători, apoi este dus imediat peste nivelul dorit. Continuarea normală și cea mai probabilă este rapidă în sus. Dacă nu se întâmplă asta, ceva este în neregulă și atunci știu că trebuie să ies, spre când acum, dacă prețul încearcă, cumpăr acum și prețul arată o tentativă de scădere sub 44, chiar nu știu ce să fac. Nu știu să ies și unde să ies. Poate să ies dacă imediat scade sub 44, dar dacă după aceea este doar un reversal day, adică în aceea zi o umbră, o codiță în jos. Se poate, nu? Și atunci am greșit. Sau poate că am o zi descendentă sub acest prag. Dacă ies acolo, poate următoarea va fi un reversal și tot am greșit, iată. Așa că este foarte dificil. Nu, personal nu sunt adeptul astfel de tactici, îmi pun stop loss-ul sub nivel de suport. Pentru că dacă îmi plasez sau dacă țin cont doar de acest lucru, îmi plasez stop loss-ul sub un nivel de suport. Iau în considerare doar un singur aspect, doar prețul. Atât. Nu iau în considerare pattern-ul, nu iau în considerare timpul, nu iau în considerare volumul, nu iau în considerare decât prețul. Am nivelul de suport, am cumpărat și plasez stop loss-ul aici. Clasic, nu? Deci, asta e problema. Și apoi, dacă prețului revine, mă întreb ce s-a întâmplat și de ce. Nu am luat în considerare decât prețul și l-am plasat stop loss-ul doar din punct de vedere al prețului. Dar eu trebuie să-mi plasez stop loss-ul ținând cont în special de pattern și în special de eșuarea acestui pattern, acestui setup. Așa că o tentativă de declin nu ar fi de scădere sub acest prag de suport, nu ar fi un argument atât de puternic să ies din piață. Poate să fie, poate să nu fie și atunci, dacă stă în dubiu, mai bine mă abțin, nu?
Imediat trecem și la o scuturare. Păi aceasta ar trebui luând în considerare. Pe aceasta o consider. De aici, scuturarea finală. Primul, al doilea, al treilea. Se vede și pe graficul weekly. Deci, de aceea, pentru mine, această consolidare este mai degrabă una de acumulare. Doar că nu-mi place puțin range, dar sunt destul de optimist în privința evoluției ascendente. Și asta poate fi considerată o scutare. Descendent și apoi revenire și recapătă, practic, recâștigă acest suport. Arată bine, nu ai vrea să văd ceva de genul acesta, dar o testare a acestui spike, dacă ne uităm pe graficul weekly, el apare într-adevăr ca un spike, un reversal, ai vrea să văd o testare, o mică tentativă de scădere. Dar după cum ne uitam la graficul weekly, arată, poate o să reiau schema. S-a extins până la al treilea minim. Iată. Zona clasică și acest reversal week pe care l-am avut. Deci ceea ce ai vrea să văd eu un counter trend de o săptămână pe week, adică o testare, o tranzacționare împotriva acestui spike, să-i spunem, da. Dar posibilitatea sau probabilitatea, eu spun că e favorabilă în acest moment, poate favorabilă unui trend ascendent. Nu prea mai vedem panică la vânzare. Dacă ar fi fost panică la vânzare, mă gândesc că s-ar fi întâmplat următorul lucru. Ar fi străpuns în jos și de aici ar fi urmat o corecție foarte slabă, specifică unei mișcări în panică, în momentul în care, eu știu, vânzătorii se repoziționează. Prețul nici măcar nu ar fi trebuit să testeze înaintea unei mișcări. Să testeze acest punct ăsta. Probabil are câștigat suportul. Dar v-am spus, aș fi mai confortabil cu o testare, cu tentativă care să fie în aceea zi sau în ziua următoare. Îmi pare mult prea frumos, mult prea curat acest suport și în trecut, și aici, și aici, și aici. Da. Și iată ce frumos îl testează. Scadă pe volum mai mic, să crească pe volum mai mare și asta mi-ar da mai multă încredere. Spunea cineva de BT, de USDCAD, sincer nu m-am uitat la USDCAD de foarte, foarte multă vreme. Haideți să văd ce anume ați urmărit. Probabil vă referați la o reluare, dar la o reluare a trendului ascendent pentru USDCAD. O continuare bullish. Ați observat acest breakdown. Nu este o posibilitate, iată aici, mișcări verticale. Acest leg-up poate fi chiar mai puternic decât precedentul. Pare că se duce foarte aproape, se duce înspre o epuizare aici. S-ar putea să fie, nu-mi dau seama. Probabil că vă referiți la această linie de trend și la faptul că a încercat sau, mă rog, a eșuat în a continua acel triunghi descendent pe care l-a format și l-a testat exact pe linia de trend. Format aici un
micuți triunghi. Nu se decad. De obicei este o pereche mai tehnică. Oricum, și cam, să spunem așa, atins obiectivele. Pe ansamblu, probabil că este un pattern mai degrabă de continuare. Inițial este sta și a dus și puțin mai jos. Aici a fost mișcare mai degrabă falsă, dacă ne uităm la graficul daily. Aș prefera să rămân în continuare prin închideri ca să punctez și acel minim de aici. Probabil că aceasta este linia de trend testată și perspectiva aceasta bullish de care spuneți. E mai probabil să se întâmple asta. Nu știu dacă l-ați surprins chiar aici. Dacă nu, e greu. Este greu de crezut că el va retesta undeva aici, în această zonă. Probabil că avea un breakout și acel breakout ar fi urmat de o corecție slabă și de o posibilă mișcare chiar de epuizare a acestui trend ascendent pe care nu se dă cadrul o arată. Acum ar trebui să extindem și aceste trenduri. După aceste corecții din minim, maximul precedent și apoi la nivel daily să revenim și să extindem aceste range-uri din minim, maxim, cu 25% cu primul nivel normal pentru o extensie a trendului și corecția, cred că nu a fost mai mare de 25%. Undeva pe acolo, 23 sau nici măcar 25%. O corecție slabă care a retestat și linia de trend. Au avut și un pattern, un mic triunghi și observăm pe graficul daily că nu s-a închis nicio zi în afara acelui mic triunghi și asta indică o mai posibilă spargere în sus, spargere care să fie validă. Acum, ținând cont că vedem această presiune la cumpărare și ar putea să fie o mișcare rapidă, pare, eu știu, val 5 că pregătește acum pentru structura aceasta intermediară, mă refer. Probabil nu vom avea o retestare a acestui triunghi, ci ar putea fi o explozie și o corecție foarte, foarte slabă peste maximul precedent, adică acea corecție nu ar retesta maximul. Observăm aceste două lumânări care au recâștigat linia de suport a acelui pattern micuț. A doua a fost un outside day și indică într-adevăr ceea ce spuneți dumneavoastră, o posibilă continuare bull. Și pare o oportunitate interesantă. Ne mai uităm și la gold, da, mai avem timp să ne uităm și la gold și la GBPN. Cum am spus, din păcate, problema cu graficele. Sper să o rezolv până săptămâna viitoare, pentru că nu-mi plac graficele analizate așa la rece dintr-o dată. Gold și silver, apropo, pentru cei care urmăresc gold to silver ratio, adică gold împărțit la silver, este undeva destul de sus. Adică
Aurul față de argint este la un maxim al ultimilor 6-7 ani. Am odată la 6-7 ani, din ce am văzut eu comparațiile, poate să scriu și un articol pe tema asta. Aurul raportat la argint arată un maxim. Pentru unii reprezintă o oportunitate foarte bună, în sensul în care vând aur și cumpără argint. Ideea fiind simplă că raportul acesta a atins un punct maxim și, practic, decorelarea între cele două a atins un punct maxim și gap-ul se va mai închide. Trebuie să facem un research și o să vedeți. Nu e foarte greu să găsiți un grafic al aurului raportat la argint. Se vede și după graficul weekly, dacă ne uităm, evident. Procentul în care argintul s-a depreciat este mult mai mare față de procentul aurului. Long, argint, short, aur. E o strategie și asta, dar trebuie să facem niște calcule amănunțite să vedem cum s-ar putea juca, eu știu, acest maxim ce apare, sau mă rog, acest prag, pentru că vorbim de un prag, de un nivel maxim pe care l-am mai atins raportul acesta acum vreo 6-7 ani și tot așa undeva la 6-7 ani. Referitor la aur, nimic schimbat, aceeași piață deprimată, greu de spus. Eu cred că, nu știu, pregătește un trend ascendent, dar nu exclud o vânzare în panică, ceva de genul acesta. Știm că a cam pierdut linia de trend, nu a recuperat-o. Cred că avem o problemă cu pragurile, pentru că nu le vedem din cauza acestui fapt. Nu a scăzut însă sub 50% și asta e un aspect important. Practic, dacă privim spre trendul început în 2000, putem spune că perspectivele sunt încă bune și avem un inside month, da, o lună, iată, care cu minime descendente și cu maxime descendente și minime ascendente. Aș vrea să văd că prețul recuperează această linie de trend. Probabil că au fost ceva stopuri aici. Linia de trend este evidentă. Dar nu a depășit 50% și acesta este un aspect pozitiv. Cum am spus, uneori, ținând regula sau prin definiție, să spunem așa, dacă prețul ajunge la 50%, perspectivele sunt încă bullish. Ar putea să lase și un minim marginal sub 50% și perspectivele sunt bullish. Nu a trecut sub acest prag important, dar noi știm foarte bine faptul că nu. La fel cum spuneam mai devreme de stop loss, nu plasăm doar sub preț. La fel și cu sub un nivel de suport sau deasupra un nivel de rezistență. La fel se întâmplă și cu intrarea în poziție. Nu cumpărăm pentru că vedem un simplu nivel de preț deasupra suportului și sau vindem de sub rezistență. Nu e rolul acestui instrument Fibonacci să ne indice de unde cumpărăm. El ne indică dacă avem de-a face cu o corecție slabă sau cu o corecție puternică și implicit avem de-a face cu un trend puternic sau cu un trend mai slab. Ne indică o posibilitate ca prețul să fie respins de un anumit prag. Dar ulterior trebuie să fie confirmate, cum am spus, de nivelul de suport
orizontal și vertical, dar nu doar orizontal, dar să mergi și vertical. Și timpul. Și el are același rol, suport sau rezistență. Când expiră timpul, da. Și mai este și pattern-ul. Și pattern-ul încă nu confirmează un prim minim ușor ascendent. Nu trebuie să vedem o succesiune, nu, de minime ascendente. La nivel weekly, ce frumos se vede linia de suport pe care a testat-o de câteva ori și apoi prețul a avut acea străpungere. Interesant însă că nu am avut o vânzare în panică. În mod normal, dacă e un trend, am cer și eu mai multe linii pe aici să vedem. La ce se uite traderii? În momentul în care am un suport important, iată, la 1130 ceva, prețul străpunge sub acest suport, dar revine. Nu revine însă prea hotărât, cum am spus că cea mai bună definiție pentru piața OU este că e deprimată. Deprimată de ce? Nu știu, cineva îl ține și îl menține destul de jos. Probabil investitorii sunt ocupați acum. Stocurile sunt sus, dolarii și el sus, se mențin încă acolo sus, dar probabil că aurul va exploda la un moment dat. Ar trebui să căutăm și posibile indicii din punct de vedere al faptului timp, să vedem posibilitățile mai mari pentru un minim, să luăm cicluri importante în trecut și să urmărim pattern-ul și anume o confirmare. Un semnal important este și acesta, iată, posibilă panică aici, care a fost cumpărată. Nu? În momentul ce prețul atinge un nou minim și nu găsește continuare, înseamnă că nu mai sunt vânzători noi în piață care se ducă preț și mai mult. Nu mai este un preț atât de atractiv. Dar vreau să văd și interes la cumpărare, pe care iată nu prea îl vedem. Volumele sunt mici, nu prea se tranzacționează aurul acum. Dăm un rally, urmat de o corecție slabă, peste maximul precedent. Ar recupera linia de trend, nu pierdută, la nivel weekly. Și asta ar indica o continuare rapidă în sus. Încă nu e, să spunem așa, din punct de vedere al patrimoniului, nu e totul pierdut. Am avut o lumânare puternic descendentă, a recuperat cel puțin jumătate din această lumânare. Ar fi util pentru aur ca această lună să închidă undeva spre maximele lunii precedente. Dacă se va duce din nou spre minim, ar arăta cam urât. Noi am tot vorbit aici de posibil minim în această zonă, undeva între, sau mă rog, nu la 1000. Da, și spuneam că dacă e foarte puțin probabil ca prețul ca aurul să revină de la pragul acesta psihologic și foarte evident 1000, unde probabil foarte mulți, așa zici, vânători de chilipiruri și ar plasa ordine buy limit, ar fi cel mai previzibil nivel pentru buy limit, chiar și pentru investiție pe termen lung. Și de aceea spun un posibil minim ar trebui să vină între 1180-1130, pragul acela de suport, dar deasupra nivelului 1000. Îl avem acest minim și să vedem că se întâmplă, că apare acel interes la cumpărare. Acceptabilă luna trecută, aș vrea să văd o confirmare și în această lună cu prețul recuperând acel declin, adică să închidă undeva pe la 1180. 1180 becul. Prag foarte, foarte important în trecut de rezistență. Este o evoluție descendentă chinuită, un struggling. Și acest struggling, acest tip de trend, avem trendul normal în care ai, cum îi spune și numele, evoluția normală. Adică
prețul scade, apoi revine, dar nu testează minimul precedent și tot așa. Lucrurile se schimbă la un moment dat și evoluția devine chinuită, să-i spunem în românește, nu prea avem un cuvânt mai bun. Unde, iată, minimele sunt imediat cumpărate, ca un fel de pană, rising wedge, falling wedge. Și acest trend pattern este rezolvat printr-o mișcare rapidă, foarte rapidă, și în sus și în jos. Mișcarea ce rezultă de pe urma unui astfel de pattern este foarte rapidă. Cred că am mai discutat despre ce este mai rapidă în jos. În general, prin definiție, ar fi bearish, aș spune. De ce? Pentru că atunci când este rezolvat în jos, sau mă rog, el în multe cazuri prefigurează o mișcare de epuizare. Adică este un fel de consolidare, așa, cu presiune la vânzare, să zicem. Și este rezolvat în aceste moduri. O să încerc să mai tai din linii ca să nu ne încurce această linie. Poate linia de trend nu ne încurce. Doar o facem în alte culoare ca să o diferențiem. Să facem undeva un verde, ceva așa. În momentul în care este rezolvat în jos, trebuie să te ții bine pentru că e foarte urâtă. Aici nu mai de șansă să iei din poziție pe break-even. Pur și simplu, dacă prețul străpunge în jos după un astfel de falling wedge, are loc o corecție foarte, foarte slabă pentru că s-a adunat multă tensiune negativă, să spunem așa. Prețul străpunge, foarte, foarte slab corectează după străpungere, nici gând să testeze minimul precedent și uneori nici chiar suportul patru, să spunem, și apoi se duce în jos puternic pentru mișcare de epuizare. Acum, bine, poate am exagerat eu cu aceste linii, dar asta este primul mod prin care se rezolvă un astfel de pattern. Cum am spus, indiferent, dar apariția lui indică volatilitate la orizont. Că rezolvă în jos, că rezolvă în sus, va urma volatilitate. Cum am spus, în jos este vorba de mișcare de epuizare. Dacă va fi să rezolvă în jos, va urma mișcarea finală pentru aur. Dar după străpungere urmează corecție slabă, deci dacă prețul să străpungă în jos, acest pattern, el ce face? De 3-4 ori, exact ca un triunghi, are 5 valuri în general, la 5 valuri. 1, 2, 3, 4, 5 ani. Să spunem, 5 ani este în desfășurare. Teoria până atunci ce ne arată? Are minim cumpărat, minim cumpărat, minim cumpărat. E, la un moment dat acel minim nu va mai fi cumpărat când pattern nu este rezolvat. Și pur și simplu se duce puternic în jos prețul. Asta se întâmplă, da. Avem succesiunea aceasta de minime cumpărate, maxime descendente, se îngustează, da? Evoluția, valurile sunt din ce în ce mai mici, se duce spre vârf până când este rezolvat. Și aceasta este o manieră. Cealaltă are în vedere, evident, un breakout. Aici, breakout-ul este, în general, urmat de o corecție mai puternică. Mai puternică. Undeva poate să fie la nivelul minimului precedent. Da, iată, face un fel de bază. Adică, în teorie, ce se întâmplă? Minimul acesta, el este oricum fals. Este un minim marginal, dar un ultimul minim a acestui tip de pattern. Fiecare la rând din aceste minime sunt marginale. El este imediat cumpărat, nu găsește continuare. Și prețul apoi formează o bază cu minimul precedent. Minimul precedent, minimul marginal care este de fapt recâștigat ulterior de evoluția ascendentă, dar este o străpungere
falsă și baza pattern-ului ar fi undeva acolo unde a fost reversal pattern-ul, că minimul este un lumânare jos, un mat de lumânare în sus, cam ceva de genul acesta. Da. Și s-ar forma oarecum o bază, cum poate vine puțin mai sus de bază sau lasă un minim puțin sub această bază, dar ideea este simplă, cam aici ar fi reperul, minimul precedent, da, pentru un da, breakout, revenire pentru a arăta această bază și continuarea ascendentă. Cam așa este rezolvat pozitiv și aici rezultă în mișcări ample, dar arată. Deci, cred că pe aur va urma. Acum să vedem când. Dar după cum ne arată graficul monthly, în curând. În curând ceva s-a întâmplat și când ceva se întâmplă pe aur, nu se întâmplă doar pe aur. Acum să vedem, cine știe, poate vom avea aici o mișcare de epuizare în jos, în același timp cu o mișcare de epuizare a indicilor bursieri în sus. Trebuie să fie o corelație. Dacă pică indicii, explodează aurul, între ghilimele spus. Dar la acum se mișcă și aurul, ne arată că ceva important se va petrece. Ceva important. Fie o mișcare verticală în sus pe indici și asta înseamnă o mișcare în jos pe aur. Fie un final de campanie care probabil la final nu va fi corelat. Aurul va exploda în sus, se va cumpăra înainte și apoi vor urma și indici. Dar ceva big, să spunem, va urma așa că în această toamnă, probabil. Toamnă spre sfârșit de an, un zoom mai mare, falling wedge, nu neapărat. Putem să numim și bullish dacă, eu știu, considerăm mișcarea de epuizare, dar nu neapărat. Este bullish. Prin definiție, e mai bine să ne ghidăm după acel lucru, că după el urmează o mișcare puternică. Cel mai bine să renunți la grid. Cam asta e cel mai important lucru. Am văzut atâtea sau rising wedge care rezultă într-o explozie. Depinde și de circumstanțe, dar la fel cum într-un trend ascendent, un rising wedge poate să prefigureze și o mișcare în sus de epuizare a unei campanii. Așa că nu-i neapărat să-l cumpărăm pentru că e pattern bullish, oricum noi nu, sau nu este indicat să tranzacționăm pattern-ul în sine fără să ținem cont de trend. Adică unde apare el în cazul trendului de rang superior. Ați văzut și atât de multe head and shoulders-uri, da, care eșuează. De ce? Pentru că ele se formează, dar da, și el în sine reprezintă o corecție modestă pentru un trend ascendent și apoi străpungerea în jos nu generează decât o continuare, este triggerul pentru continuarea trendului. Așa că e foarte important să vedem ce se întâmplă. Da, poate el avem un head and shoulders care apare la finalul unui trend intermediar ascendent, dar trendul nostru primar este ascendent și atunci continuarea lui sau investitorii pe termen lung profită de acel pattern care apare pe termen mediu și care stârnește interesul traderilor pe termen mediu sau mai degrabă scurt, pentru că ei se poate să acumuleze pe termen lung, pentru că pe ei nu interesează să profite de cele 100-200 de pips, pe ei interesează să găsească o contraparte, să cumpere pentru continuarea campaniei în sine. Așa că trebuie să avem grijă unde apare. Eu m-aș uita și la graficul monthly și la toate aceste lucruri. Deocamdată nu a recuperat linia de trend, nu a rezolvat acest pattern, dar arată că urmează
ceva, evoluția omului și asta evoluție ce pare, așa cum am spus, deprimată. Va fi rezolvat în curând. Suntem aproape de vârf. Rare ori, nu știu, să vedem mai mult de 3 3 minimuri, 3 minime. Minim cumpărat. Suntem foarte, foarte aproape. Nu cred că mai e loc de un minim fals, să spun. Minim fals înainte unei explozii mai rare. Așa că, de preferat, evident, să fie rezolvat și apoi să acționăm după ce este rezolvat. În timp ce este rezolvat, poate ceva mai greu. Nu e imposibil, dar mai greu. Cert este că după corecția ce urmează ieșirii din acest pattern este în general slabă, mai ales atunci când este vorba de corecția ascendentă. Panic aici, normal, corecția, una, două zile. Bine, vorbim de grafic monthly, ce ar fi normal, ceva mai mult. Dar tot slabă și apoi colaps. Sincer, nu prea cred așa. Nu știu. Poate cine știe, poate mai arată încă un minim marginal. Poate nu-i pregătit pentru ieșire. Dar cert este că dacă vedem o mișcare puternică în jos, nu ceea ce am avut până acum, minim cumpărat imediat, atunci ne putem aștepta, da, la o corecție slabă și la o capitulare, pentru că vorbim de trend descendent, aici corecția este, să spunem, capitulare, nu epuizare. Sau, cazul fericit, revine și cu minim ascendent la nivelul bazei, acestea 1130. Breakout bază și apoi continuare ascendentă. Dar urmează și cred că vor fi și oportunități pentru poziții pe termen mai îndelungat. Cam atât pentru astăzi. Vin colegii din Polonia peste noi. Cum am spus, în octombrie și noiembrie avem un format, să spunem, special, atât eu cât și Radu ne vom dedica unor teme interesante. Va fi și o campanie media, cum spun eu, nu s-a mai văzut până acum în România, în acest business, în acest domeniu. Sunt sigur că o să vă placă. Așa că nu mai este mult și vom dezbate niște subiecte teoretice interesante, spun eu, strategii noi, abordări noi. Vom mai anima aceste webinare, poate și cu invitați speciali și chiar foarte cunoscuți și foarte apreciați. Mulțumesc pentru participare, mult succes în săptămâna ce urmează, ce am în curs și ce urmează mai departe. Fiți atenți la piață și la aceste scenarii. ATSP-ul pare că vrea să-și continue mișcarea descendentă. Și ar trebui să o facă la cum arată acest trend pattern după spike-ul pe care l-am avut în momentul potrivit și în locul potrivit. La revedere!